muzica sufletului tău cu Radio Sud Constanța. Bună dimineața, dragi prieteni, sunt Petrică și de la această oră vă invit să ascultați emisiunea Matinalii de la Radio, doar aici, pe frecvența postului de radio Sud Constanța. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Ni frumoasă nuntă, tarai diri diri dira. Cu nuntaș voioși la mese, tarai diri diri dira. Mese cu bucate alese, tarai diri diri dira. Da zis pe care zi din strună, tarai diri diri dira. Da hai să facem voie bună, tarai diri diri dira. Zis pe care bătut ar gluma, tarai diri diri dira. Că te spun la toată lumea, tarai diri diri dira. Că trei zile am așteptat, n-ai băut, nici n-ai mâncat, n-ai știut că ai nuntă în sat. Mi-arunc ochii în cap la masă, tarai diri diri dira. La mire și la mireasă, tarai diri diri dira. Cum în soarele și luna, tarai diri diri dira. Așa-s mirii noștri acum, tarai diri diri dira. Da mireas de-acu' n-ai gândit, tarai diri diri dira. Multe, tarai diri diri dira. Ce din pișoare să mergi tari, tarai diri diri dira. Ce din gură să ai răbdare, tarai diri diri dira. Cu mânuțele să faci, da și din gură să mai tași. Te vrei la soacră să placi. Trăiască nonu și nuna, tarai diri diri dira. Să cunoni în toată luna, tarai diri diri dira. Așa n-aș dacă-mi găsam, tarai diri diri dira. Eu de mult mă măritam, tarai diri diri dira. Mult noroc, nănașă floare, tarai diri diri dira. Ascultă a mea urare, tarai diri diri dira. Că eu nu ți-o-i cere mult, tarai diri diri dira. Vreau pe nașul să-l sărut, tarai diri diri dira. Și eu nu ți-o-i cere plată, numai cu nănaș odată. Să joc și să fiu jucată. Noi de când ne-am adunat, tarai diri diri dira. Păhăruțul n-am jucat, tarai diri diri dira. Ia poftiți, nuntași poftiți, tarai diri diri dira. Păhăruțul de-l ciocniți, tarai diri diri dira. Păi sănătate la părinți, tarai diri diri dira. C-au crescut copii cu minți, tarai diri diri dira. Da mult noroc la socritoții, tarai diri diri dira. Să aibă 10 nepoții, tarai diri diri dira. Hai zi una strămoșească, sufletului tău cu Radio Sud Constanța. Bună dimineața, bună dimineața, prieteni dragi, și bine v-am găsit într-o zi frumoasă de marți. Marți sunt trei ceasuri bune, așa este la Radio Sud Constanța. Chiar dacă vremea de afară nu prea seamănă la primăvară, natura a luat-o înainte, deja florile, pomii floriți își fac treaba, așa că vine și primăvara și am zis noi să mergem la mare, să vedem cum este vremea la mare, pentru că nu e așa, dacă nici Marea Neagră, nici zona de acolo nu ne place, atunci nu ne mai place România. Acolo am găsit o tânără interpretă de muzică populară care cântă extraordinar de frumos și o să vedeți că ea cântă și la instrument, cântă, avem multe de spus. La prima dată vreau să o salut pe Daniela Voicilă. Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața, domnul Petrică, vă salut, cu respect! Am intrat cu o piesă din Moldova. Da. Adică tu, de la Marea Neagră, o să vadă ascultătorii, o să asculte și piese autentice, dobrogene, că eu știu că sunt. Da. Dar ai și piese din Moldova, îți place ție astea două zone.
Dobrogea și Moldova. Da, sunt îndrăgostită de partea Moldovei, de muzica doamnei Zinaida Șulea și pe această cale țin să-i mulțumesc că mi-a permis să interpretez melodiile, linia melodică, inclusiv orchestrația este a dumnei ei. Eu doar am registrat vocea mea în studio, deci nu mi-aparține orchestra. Este foarte frumos să le spunem oamenilor că odată cu piesa ai cântat și tu aici. Deci atât de dragă ți este. Da. Iubesc foarte mult Moldovei. O să spun că am o dragoste pentru Moldova, pentru că părinții mei natural erau moldoveni. Eu am fost adoptată de mititică de o familie de dobrogeni, dar înseamnă că sângele tot acolo a rămas. Am înțeles. I-ai cunoscut pe părinții tăi? Nu i-am cunoscut niciodată. Nu am avut ocazia să-i cunosc și, sincer, părinte este cel care te crește. Evident, sigur că da. Sigur. Dar pe undeva sângele a rămas. A rămas. Îmi spunea mie cineva cândva că, măi, copii, exact cum ești tu adoptați, că cineva nu are copii, zic, mă, să ia de la casa de copii. Păi da, aici nu știi ce ei, că ei, păi da, le duci, da, sângele tot de acolo. Da, și dacă la tine ai avut sânge bun, ca să zici. Da. Părinții mei care m-au crescut și pe care nu mai trăiesc, din păcate, tatăl meu, pe această cale doresc să-l și salut și să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, pentru omul care sunt azi, pentru femeia care sunt azi. Și nu este deloc ușor să iei un copil de mititel, să ai grijă de el, să-i formezi niște pași în viață. Tu la rândul tău fiind mamă? Eu la rândul meu, da, fiind mamă de doi copii. Să trăiască, să te bucuri de ei. Mulțumesc mult, la toată lumea. Calcă pe urme vreunul? E prea devreme. Văd că cel mic îmi calcă puțin pe urme, adică are vit. În momentul în care începe o piesă, are vit. Adică nu se balancează sau nu dă din mâini sau bărănit. Are puțin ritm în el. Dar bine, și lecuit, pochetează și cu orga. Ajungem și acolo. Hai să ne întoarcem un pic înapoi. Tu când ai început să simți lucrul ăsta, că îți place muzica populară, pentru că o simți, că altfel n-ai cântau. Pe mine m-a descoperit, ca să zic așa, la grădiniță, domnul Nelu Scarlat. Îl salutăm pe domnul Nelu. Nu, din păcate. Nu-l mai salutăm. Și așa s-a înființat și ansamblul Dobrogeanca, care încă activează în orașul Lăzit, de unde sunt și eu. Orașul din care este și doamnă. Ea a fost și doamna Elena Roize. Cum se numește, exact? Ovidiu. Este, da. Localitatea Ovidiu, dar este oraș? Localitatea, da, este oraș. E oraș, că trecem pe acolo când venim de la Giurgeni, da? Da. Trecem prin Ovidiu. Este oraș. Da. Este oraș, da. Și m-a descoperit la grădiniță și eu vreau să-mi fac asta să cânt cu ea. Mie îmi place extraordinar de mult cum cântă. Deși este micuță, vreau să iau cu mine. Și eu, practic, am fost copilul trupei, să zic așa. M-am luat peste tot la toate evenimentele. La un moment dat, pe la 2-3 dimineața, mai adormeam, că, na, eram da, copil. Eram copil, da. Iar dumnealui era cu mătru, cu domnul Gheorghe Parmica. Regretatul Gheorghe Parmica, dirijor la Brâulet. Da. Iar într-o zi, fiind în studiu cu domnul Nelu Scarlat, a venit
Cărnica în vizită. Zice, cu cine studiezi? Uite, cu muța asta mică. Și când am zis, e o voce destul de puternică. Tot așa aveam vocea de puternică. Da. Zice, o voce destul de puternică. Zice, vreau să discut cu ea, vreau să... Zice, nu știu, îmi chem pe tatăl ei și dacă e de acord să lucrați împreună, nu știu. L-a chemat pe tata și tata a zis, da, cea mai mare plăcere. Și așa am fost instruită de domnul Parnica. Mi-a dăruit o vioară de la Reghin. Ce frumos! Și mi-a spus atât. Zice, ca să-mi dau seama dacă tu ai ureche muzicală sau nu, eu îți dau această vioară în dar, nu o să ți-o iau niciodată, indiferent dacă reușești sau nu să descoperi notele muzicale pe ea. Adică, gama do, do, re, mi, fa, do, do. Iar într-o săptămână i-am zis, le-am găsit. Cum le-ai găsit? Și că am luat o logic. Dacă corzile viorii sunt mi la re sol, pe sol ar trebui să stea do. Re ar trebui să fie liber, la fel liber, și acolo este toată treaba. Să zice, nu mă gândeam că o să gândești treaba asta logic. Pentru că practic afectă logica. Dar nu am cântat la vioară, Mm-hmm. Dar la tine în casă, aici, în casa părinților tăi, că numesc, da. Acum eu, nu știu, sper că nu fac greu că îți răscolesc niște amintiri, cum spun eu, de... nu știu, la ce vârstă ai fost tu adoptată? La 5 luni. 5? Păi deci tu ai deschis ochii aici, da. Da, exact. Da, da. În casa părinților tăi, aici se cântă muzică populară? Se cânta? Nu. Mama l-a ascultat, îi plăcea foarte mult cum interpretează domnul Furduivian. Era nebunită. Când vedea la televizor că începe și cântă domnul, gata, toată lumea liniște, cântă Furdui. Da. Păi vocea lui puternică, Daniela, da. Cum și Ardelean din ăla. Ardelean de la munte. Da. Da. În rest, nu. Tatăl ei a cântat la Caval. Dar vorbim de anii 60. Da. Eu nici nu l-am prins în viață. Asta este ideea, că eu nici nu l-am prins în viață. Bine, nu. El s-o fi dus săracul de tânăr, că anii 60... Uite aici un om, anii 60, care stă de vorbă cu tine, da, și încă mișcă. În anii 60, el a avut 20 de ani. Avea atunci... Părinții mei sunt mai în vârstă, adică părinții mei nu au acum 40-50 de ani. Am înțeles. Cel de maxim, tata nu are 72. Să trăiască, să fie sănătos, Doamne ajută, da. Doamne ajută. E o vârstă frumoasă. Daniela, hai că am început și uite acum se face 11 și noi nu mai cântăm. Hai să mai cântăm ceva și ne întoarcem, reluăm de aici, bine? Sigur. Hai să mai ascultăm o piesă cu Daniela Voicilă. Din iame, din aina, Ione, din
Am revenit, dragi prieteni, de pe meleaguri, de pe meleagurile dobrogene, sigur că da, pentru cei care au deschis puțin mai târziu radioul, îi salutăm pe toți cei care sunt prezenți și anunțăm că îi anunțăm în direct cu noi de la Marea Neagră, de la Ovidiu, de acolo, este Daniela Voicilă, o tânără interpretă de muzică populară, dar cu activitate în spate, nu așa, o să vedeți. Bună dimineața din nou, Daniela! Bună dimineața din nou! Așa, rămăsesem... Și pentru cei care au deschis radiourile mai târziu, și salut pe toți cu mare respect! Sigur, sigur. Rămăsesem noi la cine cântă în familia ta și de acolo plecasem. Da, în familia mea nu cântă nimeni, absolut nimeni. Mama mea a lucrat, bine, după ce m-am născut eu, ca să zic așa, da. S-a ocupat exclusiv de mine, a renunțat la servici, iar tatăl meu a fost mecanic auto. E frumos. Deci, la mine, în familie nu s-a cântat. Bravo. Eu am început, după cum am spus, la grădiniță, când am fost descoperită, iar ulterior papa mi-a cumpărat acasă o orgă de jucărie. Iar eu, ceea ce cântam cu domnul Scarlat, încercam să așez pe orgă, neștiind note muzicale, neștiind nimic după ureche, reușeam să așez câte o melodie, câte ce era acolo. Tata, văzând că am talent, adică mă descurc, mi-a luat o orgă mai puțin mai mare. Și am început să... Na, adică avea și armonie față de exact. Orga care nu avea armonie. Era o orgă pe care o găsim la auction cu 30-40 de lei. Da. Și când am venit de la școală, mă aștepta un VK2 gem. Erau niște orgi turcești, dar se foloseau foarte mult la nunți în anii 92-93. Da, da, da. Și când am ajuns acasă și am văzut-o, am căzut în genunchi și am început să plâng. Nu se poate așa ceva. Zic, asta rămâne la noi definitiv? Asta a fost prima întrebare pe care i-am pus-o mamei. Asta rămâne la noi definitiv? Zice, da, asta este a ta și rămâne la noi definitiv. Și de acolo am început să învăț, dar după urechi. Am încercat cu profesor și nu mi-a ieșit. N-am simțit o conexiune cu... Exact, o rezonanță, da, nu profesor. Da. Iar unele dintre melodii, adică melodiile care nu au
orchestrație în spate din ce vor asculta ascultătorii noștri, sunt făcute exclusiv de mine cu orga. Chiar și piesa dinainte a fost făcută de tine. Chiar și piesa dinainte a fost făcută de mine cu orga, mixată într-un program de pe laptop. Și adică, stai să spunem așa, tu acum ai o orgă profesională? Am pe A300. Așa, bine. Pe A300 pentru cunoscători. Exact. Înainte am înregistrat cu PA1X, tot de la Korg, pe care îl am și pe acela în prezent. Deci ai două? Da. Uh-huh. Eu te-am văzut cântând la orgă, la clapă. Da. Deci tu cânti și instrumental și cânti și vocal. Te acompaniezi singur. Da, exact. Pot să mă acompaniez și singur, fără vocal. Măi, este o realizare, adică nu multă lume face așa ceva. Și ce ai repertoriu de fapt? Muzică de toate felurile. Adică pot să cânt, de exemplu, dacă m-aș duce la un eveniment, aș putea să cânt, de exemplu, și melodii de ale doamnei Viorica de la Clejean, care sunt foarte cântate la... Sunt petrecere, da, muzică de petrecere. La nunții. Pot să cânt și de ale Mariei Lătărețu. Bineînțeles că nu pot ajunge la performanțele lor, niciodată, nu? Niciodată nimeni, da, fiecare... Niciodată nimeni. Am fost foarte profund uimită de fetița de la România Au Talent, care a reușit să ajungă undeva pe la, să zic eu, un 80% după urechea mea, la Mădălina Manole. Daniela, sunt minuni cum e fetița aia de la, da, care semăna cu, perfect, eu zic că mai mult de 80%, chiar 90% și ceva i-aș da. Da. Sunt minuni, uite, hai că sărim de la una alta, numai de mult de ieri, alaltă ieri, un copilaj de 2 ani prin Botoșani, a plecat de acasă și după 24 de ore l-a găsit viu pe vremea asta, lângă un pom cu o icoană, nu știu cum acolo. Deci, măi, sunt minuni. Astea sunt minuni care le dă Dumnezeu. Sunt minuni care le dă Dumnezeu, exact. Asta zic. Deci... Sigur. Și tu piesele tale ai? Sau cânti doar covere? Compoziție proprie? Da. Compoziție proprie, am o singură melodie, dar pe care nu am reușit să o înregistrez. Să încerci să-ți faci piesele tale, mai ales că ai instrumental, ți-o faci singur. Da, am reînceput muzica de puțin timp. Deci tu ai cântat, te-ai oprit, că au venit copiii, da? Nu pentru că au venit copiii, nu. M-am oprit atunci când a murit mama mea, în urmă cu 16 ani. Mama mea a murit subit. Nu ne așteptam, adică la petrecerea de 8 martie unde am cântat eu, ea a fost cu mine, iar pe 26 aprilie a decedat. Și pentru mine, la primul spectacol care se întâmpla la diferență de 2 săptămâni de la decesul ei, am urcat pe scenă, am văzut că în dreapta nu mai era unde era ea de regulă în public, era în dreapta de fiecare dată și când am dat ochii în dreapta și am văzut că nu mai este, am pus microfonul în stativ și am plecat. Aveai o presimțire? Nu, acolo am zis că nu mai pot să cânt pentru că nu mai este mama. Și undeva pe la 20-21 de ani am început să reîncep, dar cu trupe micuțe. Nu m-a afectat nașterea copiilor sau așa ceva. Am avut suport din partea fostei soacre. Da. Spun fostei pentru că sunt divorțată. Am înțeles, dar nu aș vrea să... Nu ne legăm de partea asta. Da.
nu m-a afectat. Am putut să cânt în continuare, dar doar la evenimente mici, cum sunt majorate, cum sunt. Și cineva mi-a dat ideea, de ce nu scrii pe Facebook, de ce nu încerci să te promovezi pe Facebook, pentru că ai o voce superbă, te poate găsi cineva, poate și le pui vocea și mai bine, pentru că după ani de nestudiu, se cunoaște. Evident, sigur, sigur. Nu ajunsesei la un nivel super ok. Ajunsesem la un nivel la care, la vârsta de 10 anișori, am participat la festivalul Danoise, cum am fost pe excepție. Și pentru că nu aveau categorie de vârstă și nu aveau efectiv ce diplomă să-mi dea, mi-au dat atestatul micului interpret și diploma de participare. Ce frumos! Da. Ce frumos! Pentru că nu aveau ce pus să dai premiul unui copil, pentru că este un festival de la 16 ani în sus. Așa este, da. Dar eu am fost invitată atunci de doamna Elize Stan, care... De la TVR. Da, care se ocupa de acel... Daniela, mai cântă-ne ceva. Hai să ne mai cânti ceva și ne întoarcem. Sigur că da. Acolo lumea se adună, ram ta ga da ga da ga da. Unde joc și veselie, ram ta ga da ga da ga da. Acolo mi-i drag și mie, ram ta ga da ga da ga da. Dă Doamne la om noroc, ram ta ga da ga da ga da. Și la muncă și la joc, ram ta ga da ga da ga da. Și la muncă și la joc, ram ta ga da ga da ga da. Și la dragoste cu foc, ram ta ga da ga da ga da. Și-mi pare bine, ram ta ga da ga da ga da. Că tăți vă uitați la mine, ram ta ga da ga da ga da. Numai una-i supărată, ram ta ga da ga da ga da. Nu se uită niciodată, ram ta ga da ga da ga da. Păi las-o, las-o, las-o așa, ram ta ga da ga da ga da. Că eu știu ce za și-n ea, ram ta ga da ga da ga da. Merge acasă mânioasă, ram ta ga da ga da ga da. Că n-a fost nunta frumoasă, ram ta ga da ga da ga da. Păi las-o, las-o, las-o așa, ram ta ga da ga da ga da. Că eu știu ce s-a și-n ea, ram ta ga da ga da ga da. Ram ta ga da ga da ga da. Veselă și vorbăreață, ram ta ga da ga da ga da. Mare gospodină în casă, ram ta ga da ga da ga da. Și cu lumea omănoasă, ram ta ga da ga da ga da. Harnică ca o algină, ram ta ga da ga da ga da. Frumoasă ca o gheorghină, ram ta ga da ga da ga da.
așa, ram taga daga daga da. Cătarini dragia, ram taga daga daga da. Unde joc și voi e bun. Acolo lumea se adună. Unde joc și veselii. Acolo mi drag și mie, auzi, auzi, amăi. Muzica sufletului tău cu Radio Sud Constanța. Muzica sufletului tău cu Radio Sud Constanța, ce frumos zice băiatul ăsta aici. Bună dimineața, bună dimineața de la Radio Sud Constanța. Îi salutăm pe toți ascultătorii postului de Radio Sud Constanța și te mai salut odată. Daniela Voicilă este cu noi în direct prin telefon de la Ovidiu de acolo. Și pe dumneavoastră și pe ascultător vă salut din nou. Cântecul ăsta tot așa e preluat, dar îl cânti, zici că ești de acolo. Da, sincer mă pot adapta deci în momentul în care cânt, parcă zici că sunt de acolo. Păi da, tu ai crescut în Ovidiu, ce, cum, da, da. Interesant. Îmi place foarte mult muzica moldovenească și mi s-a întâmplat de foarte multe ori ca în timp ce cântam o melodie dobrogeană, mă zice, eu joacă bine și să o realizez. Aoleu, stai așa. Da, că stai că eu sunt de la Marea Neagră. Da. Stai că acum suntem la Marea Neagră, acum nu suntem la... Da. Mi s-a întâmplat, recunosc că mi s-a întâmplat, pentru că am... Nu, dar așa cum spuneai, de la sângele de unde vii, de acolo, pentru că, măi, uite, și eu o să încerc și eu să cânt o piesă moldovenească, dar sunt convins că se cunoaște că nu sunt de acolo. Pentru că cât de mult m-aș chinui, sunt, măi, ăla care e cu șâncu, e cu îul ăla, e nu știu cum îl bagi. Da, da, și sunt trilurile. Mie îmi place foarte mult melodia celor 300 care cântă așa. Da. Și au trilurile alea. Noi s-au găsit ele, da, e ceva frumos acolo. Da. Pe care nu le poate face oricine. Mie mi s-a zis, eu am fost întrebată nenumărate rânduri dacă eu sunt moldoveancă. Măi, zic, la origine, la sânge, da, am. Dar am fost crescută în Dobrogea de oameni dobrogeni. Deci nu are nicio legătură. Așa este, da. Daniela, ai un costum cel puțin. Am văzut eu, ai un costum frumos. Câte ai în general? Câte ai în total? În general am 4 costume. Am 2 costume de Dobrogea și 2 de Tulcea. Păi stai așa, Tulcea nu e Dobrogea sau cum? Tulcea nu este Dobrogea, pentru că Dobrogea, noi cântăm muzică din Dobrogea și cu puține influențe din Bulgaria. Da, sunt mai multe naționalități, da, ca să spun așa. Iar Tulcea are și influențe moldovenești și are și influențe Lipova și toate cele, da. Dacă te sună cineva, spune că ești la Radio Sud Constanța. Nu mă sună nimeni. Da, am auzit o țăcăneală că zic că te sună. Nu. Și de unde ai procurat costumele? Costumele le-am de mică, să zic așa, adică... Păi de mică, dar încape acum în ele. Prima dată am început cu un costum simpluț, după care i-am urmat la Palatul Copiilor cursuri cu domnul Rădulescu. Da. Și acolo mi s-a dat primul costum. La fiecare mi s-a dat câte un costum popular pe care l-am și astăzi și încă-mi vine. Pentru că eu am rămas așa, ca să zic. Da, da. Nu, n-ai mai luat proporții. Exact. Iar fotele, în general, se potrivesc.
pentru că fotele în general le iei mai mari când ești copil ca să-ți vină. Să-ți vină, da, așa ești. Da, da. Iar iile, între timp am mai cumpărat ei ca să mi se potrivească și puse la fel. Jupele. Jupele, da, da, da. Da, stă bine cu ele și imaginele alea e de la videoclipuri sau cum ai, că sunt frumoase, e acolo verdeață, e nu știu, imaginele da. Unde ai? Sunt făcute, realizate de mine. Ultima imagine este photoshopată de mine, care să apar într-un Bine, dar el e photoshopat, dar el este fotografiat în natură undeva, nu? Nu e acolo? Da, da, da. Bine, da. Poți să faci din Photoshop să fie, adică în spate eu fac undeva în casă asta, și... Asta zic, pe ultima fotografie este photoshopată încât să apară în natură. Ah, deci ne-ai dus în eroare. Deci ne-ai dus în eroare. Da, deci, da, foarte. În timp ce am altă de la filmările de la Brașov, unde am filmat melodia Feciorii de pe la noi, din repertoriul doamnei Sirma Grandulea. Sirma Grandulea, da, da. Să iei în calcul totuși să iei în calcul ca să fii tu, Daniela Voicilă. Măi, nu, faci un cântec acum, mai îți faci unul peste 6 luni, că ești tânăr, ai destul timp. Da. Dar știi că e al tău, un cântec al tău e copilașul tău, cum se zice, da? Și atunci, pentru că, uite, îi cânti de la Sima, de peste tot, dar că tu ai cu ce, ai cu ce și e păcat. Uite așa, dacă găsește-te și șlefuiești puțin, ar fi rea ideea. Da, adică ceva canto, să iese cursuri de canto și să rezolvă situația. Am vorbit cu doamna Elena Plătică să iau niște cursuri de canto, pentru că... Exact, da, da. Este chiar la Ovidiu, la noi, la Casa de Cultură la Ovidiu și e super. Este frumos, da. Elena Plătică chiar este o interpretă foarte cunoscută din zona de acolo. Mi este foarte dragă, eu o știu de pe vremea de când eram copilaș, o știu și o vedeam la ne întâlneam la festivaluri, da. Ori era în juriu. Frumos, bun. Eu zic să ne mai cânti ceva, ne mai cânti o piesă, da. Și ne întoarcem. Sârba noastră. Iauzi una, iauzi două, chiar de ninge, chiar de plouă și pinou și pisoare. Eu vă cânt că-i sărbătoare. Una, două, hai Vasile, nu te da, asta e o cântare nouă. Zic cu mine așa, dara, dara, ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, hai, dara, ira, 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 ira. Petreci un pic, ia mai lasă, naibii muncă, că tot n-ai bani să-ți ajungă. Iauzi una, iauzi două, chiar de ninge, chiar de plouă și pinou și pisoare. Eu vă cânt că-i sărbătoare. Una, două, hai Vasile, nu te da, asta e o cântare nouă. Zic cu mine așa, dara, dara, ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, hai, dara, ira, 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 ira. Inimă, dar acum cât s-or spune, toate sub călcâile-o-i pune. Iauzi una, iauzi două, chiar de ninge, chiar de plouă și pinou și pisoare. Eu vă cânt că-i sărbătoare. Una, două, hai Vasile, nu te da, asta e o cântare nouă. Zic cu mine așa, dara, dara, ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, 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 ira, dara, ira, dara, hai, dara, ira,
punea în gât. De gândat și de jucat nu mă satur niciodată. Ia uzi una, ia uzi două, chiar de minge, chiar de plouă și pe nou și pe soare, eu vă cânt că-i sărbătoare. Una, două, hai Vasile, nu te da, asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Tara, dara, era, dara, era, dara. Tara, dara, era, dara, era, dara. Tara, dara, era, dara, era, dara. Hai, tara, era, 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 era. Și mult îmi plac și eu să cânt, lumea să joace, să răsuni în deal și-n vali. Pe dușman să-i bag în boale. Ia-uzi una, ia-uzi două, chiar de minge, chiar de plouă și pe nouă și pe soare, eu vă cânt că-i sărbătoare. Una, două, hai Vasile, nu te da, asta e o cântare nouă, zic cu mine așa. Tara, dara, era, dara, era, dara. Tara, dara, era, dara, era, dara. Tara, dara, era, dara, era, dara. Hai, tara, era, 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 era. Tara, dara, era, dara, era, dara. Muzica sufletului tău cu Radio Sud Constanța. Ra 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 ra. Ai, tara, ira, 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 ira. Ăla e, mă, ăla e. Măi, îți place, îți place, ce să mai zic că ești de acolo. Da, 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 iubesc, o iubesc pe doamna Dumnezeu, la de tine. O iubesc din tot sufletul meu și îmi place, mă, nebunie, muzica Dumnezeu, pentru mine e ceva. E ceva frumos. Tu cânti la evenimente? Da. Mm-hmm. Când și la evenimente. Ai, evenimente nu foarte mari. Nu foarte mari, așa, micuțe. Foarte mari. Da. Un program de oră. Aha, și, da, și ai bați și piesele astea în programul ăla? Că da, de, sigur că da. Sigur că da. Sunt de joc. Eu când plec la o cântare, să zic așa, cu cineva, la un botez, la o nuntă și mă duc să fac un program de oră, eu îi spun, eu nu cânt altceva în afară de folclor. Deci, eu nu pot să cânt altceva în afară de folclor. Păi nu vreau să aud manele, nu vreau să aud nici măcar muzică ușoară. Pentru că nu pot. Nu e pentru mine. Eu m-am născut, nu știu. Eu m-am născut să ascult și să cânt folclor. Da, hip-hop. Știi că oamenii, băieții, fetele, tinere, știu eu, le plac altfel de folclorul mai la urmă așa. Dar tu ești chiar, ești autentic, autentică pe el. La anunții, la petreceri, cu melodii de genul, reușești să ridici publicul în picioare. Da. Gratie. Cu așa ceva, sigur, sigur. Da. Băi, acolo este problema, să reușești să-i miști. Păi da, păi ăsta este interesul la o nuntă, la un botez, la masorat. Ideea este să ridici publicul în picioare să danseze. Că dacă publicul nu se dansează, înseamnă că tu nu te-ai făcut bine treaba. Depinde dacă, uite, de exemplu, eu mă duc de la 14 ani în spectacol cu bilet, adică în sală, să la 14 ani cumpăram bilet ca să-i ascult pe mari interpreți și să știi că ei începeau cu piese din astea de suflet, în care dacă te uitai în sală... Da. Acolo, în general, publicul că plânge. Exact, exact. Asta nu înseamnă că e același lucru ca și când îi salți. Adică omul trăiește momentul dacă îi vezi pe toți că nu mai este el, da? Se schimbă vizionarea feții. La schimbă partea sensibilă. Exact. Iar atunci e făcut la fel treaba de interpret. Asta contează foarte mult. Să îi ajungi la suflet, indiferent cum. Ori îi ajungi la picior să danseze, să jupă o pinca, cum se zice în Moldova, mm-hmm. ori să-i dai o grimasă, un zâmbet, o lacrimă, să-i dai ceva. Tu ai trecut prutul, ca să zic așa, de a-i lua de acolo piese de la Zenaida, dar dincoace pe malul drept al prutului.
Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Laura Lavrica, adică nu te-a interesat să... Am auzit piese de-ale domnilor, piese foarte frumoase, dar din păcate nu suntem și pe aceeași tonalitate, are același timbru. Da. Însă dumneavoastră a spus în mod public că atâta timp cât va trăi, nu dorește să îi se ia compozițiile și să îi se cânte. Iar eu respect dorințele artiștilor. Eu înainte să leg o melodie, mă interesez dacă acea melodie poate fi culeasă sau nu. Ce frumos, adică nu iei de capul tău. Nu vreau să deranjez pe nimeni. Am înțeles. Nu sunt în mod să deranjez pe nimeni. Nu, atâta timp cât dumneavoastră a declarat public, îmi plac foarte mult melodiile dumneavoastră. Hai de roată mai flăcăi, mă da. Reușesc să o cânt, Bălăceanca, reușesc să o cânt, dar atâta timp cât dumneavoastră a declarat în mod public, a zis, cât timp eu trăiesc, melodiile mele, că nici eu n-am luat de la nimeni, nici măcar. Da, da. Este dorința ei, sigur. Exact. După ce eu nu voi mai fi, vă rog să faceți ce vreți voi. Da, uite ce frumos. Bravo. Iar eu respect aceste lucruri. Eu când preiau, culeg o melodie, în primul rând mă uit să văd dacă a mai fost cântată de altcineva pe un post public. Dacă a fost cântată, de exemplu, la dumneavoastră sau nu vreau să dau nume de pelăduțiuni sau așa, da. Că poate nu suntem ok cu da. Asta. Dacă au mai fost cântate, asta înseamnă că pot fi preluate, înseamnă că nu sunt, în marca înregistrată, dar nu au copyright-ul ăla pe ele. Da. Este una să cânti la o nuntă, este altceva să cânti pe sticlă. La nuntă poți să cânti și de la Satana sau la, poți să cânti și la alți artiști. Pentru că toată lumea cântă, orice artist, colege de acolo. În general, când vrei să-ți faci un playlist pentru o nuntă sau vrei să preiei, să faci cover-uri, iei de la persoane decedate. Dacă nu ai acordul de la persoane care încă sunt în viață. Da, așa este. Bine, dacă știu, când se încânte ca cuiva, să știe cineva de acolo de treaba asta. Altfel intri în conflict și, nu știu, se iese greu de acolo. Bun, hai că mai avem timp să ne mai cânti două piese, una după alta. Ce zici? Hai, dă-ne două cântece ca să te ascultăm cântând și revenim pentru final. Dobrogean, ce-am prețuit
Franța. Și iată că ce-i frumos trece repede, repede, repede Daniela Voicilă. Să știi că doar vreau să te întreb pentru viitor, ce proiect ai cu tine? Pentru viitor am destul de multe proiecte. Doresc să-mi lansez melodii proprii, după cum spunea tine voastră. Asta e cel mai important. Să ai proprie creație. Am o melodie, dar pe care nu am lansat-o în mod oficial. Însă este pregătită. Și să particip la emisiuni, aș vrea să mă înscriu și la festivaluri, deși poate este tardit, dar eu mereu am zis că niciodată nu intrată și pentru ceva anul. Iar în folclor, folclorul nostru a început din ce în ce mai mult să se piardă. Așa că aici niciodată nu este prea târziu. Și la 50 de ani, dacă vrei să te apuci folclor, cântă. Pentru că se pierde, se pierde printre muzica... Care apare, sigur. Da, care apare activitica. Da, manele, alte influențe, sigur. Exact. Și sunt multe influențe negative. Sunt tot mai puțin tine care să abordeze acest stil, să abordeze folclorul nostru autentic, să pierde.
primul rând, nimeni nu mai poartă costum tradițional. Dacă ești îmbrăcat în costum tradițional, toată lumea se uită după tine. Deși unii cu admirație, unii cu... Eu tot și pe asta. Da, da. Și pe când, dacă ne întoarcem acum 100 de ani, ăla era portul de zi cu istii. Adică, așa este. Așa te duceai și întâlnții la moară, cum vine vorba. Da, da. Și, da. Iar, sincer vă spun, dacă ați fi după mine, eu aș da o lege în care toată lumea să fie îmbrăcată în costum tradițional, de zi cu zi. E democrația acum, nu mai e dictatură. Acum fiecare se îmbracă cum vrea, până când și copiii la școală nu mai sunt. Noi am prins, poate tu nu, dar... Da, și eu, până în 93 și... Era uniformă? Ai prins uniformă? Nu să nu. N-am prins pe vremea... După Revoluție, da. După Revoluție, dar l-am prins... Acea cu gulerașe, de pătea mama să ne trebeze... Și îți plăcea, să ai uniformă sau îți place cum e acum? Nu, îți plăcea la nebunie să am uniformă. Adică toți copiii, când te uitai la toți, erau toți niște bobocii cu condiții împletite, cu pamponașe. Da. Deci era o minunatie să te uiți la copii. Acum când vezi copiii de la grădiniță sau de la școală, am văzut fetițe cu fuste scurte care nu și aveau rumpul să te duc așa. La vârsta așa, da. Și am văzut cu... Nu mai e ce am fost odată. Păi și cine greșesc? Copiii nu greșesc, ei părinții. Părinții, pentru că... Părinții greșesc pentru că le-au venit democrația, au dat libertate, dar n-au dat o libertate controlată. Și eu sunt de acord cu libertatea, ca fiecare să facă ce vrea, dar să fie totuși o libertate controlată, exact cum este de altfel și în justiție. Da, ai voie să mergi noaptea pe stradă, dar n-ai voie să mergi noaptea pe stradă și, nu știu, să faci ceva rău. Așa este și cu copiii. Ai voie să te joci cu o jucărie, dar nu ai voie să arunci cu ea către fratele tău. E adevărat, așa este, da. Cum a fost, Daniela, emisiunea? A fost foarte frumos. Doresc să mai revin la dumneavoastră. Cu drag. Mi-a plăcut foarte mult. Timpul a trecut foarte repede. Exact cum ați spus și dumneavoastră, ce frumos trece repede. Sigur că da. Îți mulțumesc pentru participare la emisiunea de astăzi. Mulțumim ascultătorilor. Doamna Ileana Dreculescu mă sună. Dacă se aude pe aici, bim, da. O să o sun eu pe dumnea ei. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumim ascultătorilor. O piesă de final. Și la revedere, Daniela. Te mai așteptăm cu drag la noi. La revedere, cu mare drag. Drag mi-a fost mărul cu mere și masa cu nemurele. Drag mi-a fost mărul cu mere și masa cu nemurele. Drag mi-a fost prunul cu prune și masa cu neamuri bune. De-ar fi via
după casă n-ar mai trebui culeasă. Dar fi via după casă n-ar mai trebui culeasă. Și butoiul sucăciulă cu caneaua drept la gură. De-ar fi via pe cuptor, n-ar mai trebui să mor. De-ar fi via pe cuptor, n-ar mai trebui să mor. Și plăcintele pe vatră n-aș mai muri niciodată. Și plăcintele pe vatră. Muzica sufletului tău cu Radio Sud Constanța.